Hei, totuși, bine v-am găsit episod. Astăzi, după cum v-am promis, o să vă arăt niște metode prin care vă puteți ridica FPS-ul în CSGO. Anume în CSGO, nu în alte jocuri. Deci, haideți să trecem la treabă. Intrăm în Steam. Hop. Intrăm în Steam, frumos. Intrăm la colecție, la Counter-Strike, Global Offensive. Dar întâi de toate, nu trebuie să facem nicio setare la CSGO. Trebuie să intrăm la Steam, adică... Cred că mulți dintre voi ați avut o problemă cu notificări, adică când, de exemplu, sunteți într-o rundă și vă vin o grămadă de notificări că un prieten a intrat în joc sau că un prieten v-a scris ceva și din această cauză v-a scăzut câteva FPS-uri. Păi ca să rezolvăm această chestie, intrăm la Steam, Steam, setări, la prieteni și facem setări ca la mine. Adică eu am scos, afișează o notificare, am scos asta și cam faceți setările ca la mine, apoi intrăm la interfață. Și tot ca la mine faceți setările și o să fie tot bine, apăsăm pe OK și nu o să mai aveți această problemă cu notificările și cu scăderea de FPS din cauza asta. Acum trebuie să ștergem CSGO-ul, punem șterge fișierele, o să se șteargă CSGO-ul, apoi intrăm în Steam, unde am instalat Steam-ul? Steam, Steam Apps. Come on. Și aici o să fie Counter-Strike Global Offensive un folder. Ștergem folderul ăla, trebuie să intrați numai decât în Steam, Steam Apps, come on. Și o să fie folderul la CSGO, îl ștergeți și pe ăla. Pentru că acolo sunt diferite modele, sunete vechi care nu mai aveți nevoie și ocupă memorie degeaba și scade FPS-ul. După ce ați făcut ați șters toate astea, instalați din nou CSGO. Eu nu o să fac chestiile astea pentru că deja le-am făcut. Și instalați CSGO și păsăm click dreapta pe CSGO, punem setări avansate, punem setează parametrii pentru pornire și scriem comanda minus no vid, no vid, spațiu minus no AA fonts, spațiu minus freq 60, eu am pus aici freq, acum o să vă explic ce fac cu toate comenzile. Apoi minus no joy. Deci să vă explic ce face toate comenzile. No, minus no vid vă scoate intro-ul la început când intrați în CSGO. Asta vă poate da FPS sau poate nu, dar în orice caz îți economisește câteva timp. No a font, să vă spun sincer, nu știu ce face asta, dar cred că ceva cu îngroșarea fontului pe ecran. Ceva de genul care tot o să vă scoată puțin o să vă mărească puțin câteva FPS-uri. Apoi la minus FreQ 60, ce vă puneți în loc de 60, vă puneți frecvența care aveți la monitor. Cum să aflați ce frecvență aveți la monitor? Dați click dreapta pe ecran. Puneți aici la a treia de la coadă. Punem la asta, că mai multe parametri de genul. Intrăm la monitor, apăsăm pe asta. Punem ceva, am uitat cum fac. Intrăm la monitor și nu trebuie să păsăm pe asta. Dar aici vedeți 60 de Hz. Puteți spune 75. Aici deja cât ecranul vostru Hz o să aibă. Eu las pe 60, dar mai bine să aveți mai mult Hz. Puteți să dați rezoluție mai mică, dar să aveți Hz mai mult. Eu nu știu care e faza cu asta, dar puneți 60 dacă aveți 60. Și no joy vă scoate chestia aia că să joystick-ul din joacă, să nu fie jocul adaptat la joystick și o să vă dea și asta câteva FPS-uri, apoi puneți OK și acum o să trebuiască să faceți niște modificări când o să intrați în joc, să faceți niște configuri de astea în consolă. Trebuie să scrieți FPS max, cratimă max 30, tot trebuie ce e scris aici. Air cratimă jos. O să vedeți și astea și în descriere să le copiați și să scrieți. Air cratimă jos. Eye gloss 0. Asta scoate machiajul. Nu știu ce fel de machiaj. Pur și simplu am găsit este Ana și care tot o să vedea câteva FPS. Air aim move 0. Asta nu se mișcă ochii. Dar nu înțeleg de ce ochi. Cred că ochii în joc se mișcă și nu se mișcă de chestia asta. Dar FPS mask vă blochează FPS-ul la 30 și exact ca la Minecraft o să pape mai puțin resurse și o să fie tot bine. Air aim shift x 0 scoate... Nu se mai mișcă ochii în direcția X.
RA shift Y0 nu se mai mișcă ochii în direcția Y. RA shift Z nu se 0 nu se mai mișcă ochii în direcția Z și RA size 0 se vede mai ochiul mai puțin. Deja o să faceți și voi modificările astea, eu tot o să le fac pentru că nu le-am făcut încă, nu le-am testat, dar dacă în caz că ceva nu merge bine, pur și simplu ieșiți din joc, cred, și intrați iar. Că nu știu dacă comenzile astea se salvează, că trebuie să faci, cred că, un config că se salveze, nu știu precis. Nu mă pricep eu în configurile astea, dar în fine, puteți să faceți modificările astea și vedeți dacă ceva s-a modificat sau nu. Și cam atât am avut să vă spun cum să vă măriți FPS-ul în CSGO. Mai există câteva metode cu... O să aveți comenzi pentru consolă și cele de la No Joy și chestii în descriere. Mai există o modalitate cu configuri și în joc, mai sunt diferite modificări. Faceți rezoluția mai mică, puneți tot la cel mai mic, puneți la off și o să fie tot bine. Deja asta e normal pentru cei care au lag, pun mai mic rezoluția, dau la tot la off, la scăzut. Și mai există niște setări în joc cu CFG-uri, chestii de genul, dar încă nu am găsit un CFG bun. Când o să găsesc, o să fac și partea a doua, dar înainte să fac partea a doua, puneți un like, abonați-vă și distribuiți acest clip, să-i ajute și pe alții dacă vă ajutați și pe voi. Pe mine parcă m-a ajutat și sper să mă mai ajute câteva modalități care o să le găsesc eu pe parcurs. Deci vă pup toți și noi ne vedem deja data viitoare. Pa, pa!